Odată cu lansarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord în municipiul Bălți în 2010, a fost dat startul implementării politicilor de dezvoltare regională în nordul Republicii Moldova. Instituție subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ADR Nord implementează proiecte de dezvoltare regională și organizează multiple activități menite să contribuie la creșterea condițiilor de trai în nordul Republicii Moldova. În primul rând, dezvoltarea regională este înlăturarea discrepanțelor între localități și îmbunătățirea mediului de trai și în localitățile din comune, sate și raioane. Legea despre dezvoltarea regională împarte Republica Moldova în 6 regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, Transnistria, Găgăuzia și municipiul Chișinău. Scopul regionalizării este de a facilita absorpția finanțărilor din afară necesare pentru realizarea proiectelor cu impact regional. E foarte important, noi nu lucrăm pentru ziua de azi, noi lucrăm pentru ani de zile înainte, pentru că, cum a spune, bazele dezvoltării regionale și cum vom munci acum, așa proiecte o să avem pe viitor. De multe ori primarii nu cunosc care ar putea fi impactul dacă ar merge împreună, dacă ar merge câteva primării pentru dezvoltarea unui proiect cu impact regional. Proiectele implementate și evenimentele organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord sunt indicatorii pozitivi ce demonstrează că actuala direcție de dezvoltare a Republicii Moldova este corectă, cifrele vorbind de la sine în acest sens. Dacă ne referim în special la Agenția de Dezvoltare Regională Nord, consider că este o agenție cu o echipă destul de formată, o echipă care are o maturitate de 4 ani de zile, care în această perioadă a demonstrat prin implementarea proiectelor că are dreptul să zică că dezvoltarea regională în regiunea de nord a fost acreditată. Ion Bodruc, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, spune că cele mai populare proiecte pe care primarii din sate le realizează cu ajutorul banilor străini sunt cele de infrastructură și de reabilitare. Noi avem mai multe proiecte deja implementate și transmise. Avem și practici bune și practici, adică, da, care ne-am întâmpinat în primii ani de implementare a proiectelor, dar am lucrat cu ce am avut și asta ne-a învățat mult. Agenția de dezvoltare internațională a Germaniei a inițiat proiectul modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova. Ce se referă la regiunea din nord, spun că cele două proiecte care au fost implementate în raionul Rușcani și raionul Soroca au arătat că acel personal care activează în cadrul Agenției de dezvoltare nord este capabil de a gestiona corect aceste fonduri, de a gestiona corect aceste proiecte. Parteneriatul este unul din punctele de pornire în contextul strategiei de dezvoltare regională a Republicii Moldova. Este o formulă de a-i face pe oameni să se unifice în jurul problemelor majore ale regiunilor. Proiectele regionale contribuie la dezvoltarea regiunilor în general și nu doar a porțiunilor mici de infrastructură într-un sat sau altul. Proiectul care, în principiu, cel mai tare țin la dânsul, nu de atât că sunt de Bălți, dar e proiectul de conectare la utilitățile municipale al zonei economice libere din Bălți. Acest proiect este unul din cele 7 proiecte din regiunea de dezvoltare Nord, aprobat spre finanțare din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională în 2011. Proiectul are o semnificație deosebită, întrucât de rezultatul implementării acestuia beneficiază circa 7.000 de muncitori. Obiectivul general al proiectului este asigurarea conectării infrastructurii zonei economice libere Bălți la toate utilitățile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces. Electricitatea au făcut-o singuri investitorii, sistemul de canalizare l-a făcut municipalitatea, dar noi am conectat la peduct sub zona numărul 2, acolo lucrează peste 1.300 de oameni și am construit o porțiune de drum aproximativ de 1 km și 100 de metri spre sub zona numărul 1 a zonei economice libere. Alt proiect care mi-e la inimă este construcția porțiunii de drum sau renovarea porțiunii de drum prin Iedineț. Locuitorii deci din zonă mai rar beneficiază de proiecte de așa mărime, de așa învergură. Este vorba de o suprafață de 4 km și jumătate
dintr-un capăt în alta Edinețului, a drumului central. De ce conotația regională? Pentru că drumul respectiv leagă toate raioanele limitrofe de aici din zonă. Este vorba de Briceni, Ocnița, Râșcan și nemijlocit Edinețul. Deși până în prezent Agenția de Dezvoltare Regională Nord a implementat mai multe proiecte de dezvoltare regională, încă nu este destul de clar pentru toți cetățenii care sunt avantajele dezvoltării regionale, cine beneficiază în primul rând de rezultatele implementării proiectelor de dezvoltare regională, cum trebuie să fie dezvoltarea regională și care este ponderea acestui model de dezvoltare în Republica Moldova. Noi, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, este executorul și execută tot ce spune sau ce votează, ce adoptă Consiliul Național în dezvoltare regională, cât și Ministerul. Totul trebuie să aibă un impact regional. Și comisia care selectează proiectele respective care sunt scrise, credeți-mă drept că nu tragem fiecare la turta sa, dar avem un interes regional. Și drept dovadă că autoritățile centrale și cele locale nu fac doar declarații, servește lansarea incubatorului de afaceri din Comuna Largă, raionul Briceni, menit să contribuie la crearea noi locuri de muncă, respectiv reducându-se astfel rata șomajului în regiune. Incubatorul de afaceri din Comuna Largă reprezintă o instituție ce oferă antreprenorilor cu idei și planuri de afaceri viabile șansa de a le realiza într-un mediu potrivit. Firmele rezidente vor beneficia de oficii la preț accesibil, consultanță și instruire antreprenorială, suport consultativ la achiziționarea echipamentului, costuri de administrare reduse, precum și alte facilități. Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați domni primari, stimați cetățeni ai frumosului sat Larga. Astăzi asistăm la o ceremonie festivă de lansare a unui incubator de afaceri, primul incubator de afaceri în zona Nordului. Incubatorul de afaceri din Larga a fost creat în rezultatul unui proiect de dezvoltare regională implementat de ADR Nord din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. Important este să conștientizăm cu toții că numai prin dezvoltare regională avem sorți de izbândă și acele proiecte cu impact regional, chiar dacă Republica Moldova este mică și nu poate să se compare cu alte regiuni, oricum, numai împreună vom reuși să dezvoltăm regiunile Republicii Moldova. Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Nord este foarte inspirată în a organiza diferite evenimente. Un precedent frumos pentru toate regiunile din Republica Moldova a fost organizarea în premieră de către ADR Nord, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Consulatul General al României în Bălți, a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord. Prin organizarea acestui eveniment, ADR Nord a urmărit să promoveze potențialul economic și investițional al regiunii, să susțină actorii regionali în procesul de creare a parteneriatelor și să lanseze la Edineț o platformă regională de comunicare. Prezența Principiului Radu al României la deschiderea Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord a subliniat importanța unui astfel de eveniment inedit, dedicat unei regiuni de dezvoltare din Republica Moldova. Avansarea mentalităților și civilizarea cu păstrarea integrală a tradițiilor și a spiritualității, dar și transformarea unui spațiu modest într-unul prosper, este posibil și este posibil într-un timp destul de scurt. Au dovedit-o multe spații de pe acest pământ, chiar azi, în zilele noastre. Cu ocazia Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord a fost pusă piatra de temelie a Parcului Industrial Edineț, cel de-al șaselea parc industrial creat în Republica Moldova. Pe teritoriul acestui parc industrial vor demara lucrările de construcție a unei fabrici de producere a concentratelor de sucuri din mere, ce va funcționa pe bază de biocombustibil. Astfel, odată cu funcționarea fabricii, ce urmează a fi construită, vor fi create sute de locuri de muncă, inclusiv pentru agricultorii din regiune. Din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională vor fi cheltuiți peste 9 milioane de lei pentru implementarea unui proiect care presupune construcția infrastructurii pe teritoriul acestui parc industrial. Eu aș fi dorit, într-adevăr, ca noi la un leu investit de guvern, noi să testăm $100 investiți de investitori. Ok, Doamne ajută.
Un rezultat important ca urmare a organizării Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord a fost semnarea de către primarul de Curjeuz, Victor Andronic, și primarul comunii Aloie din Letonia, Valdis Barda, a unui acord de colaborare. Moldovenii pe toți locul muncesc, dar dacă să comparăm, Nordul parcă spune și toți vorbesc așa, că la Nord sunt mai bogați. Nu că eu sunt de la Nord, dar la Nord, știți, nu vieți pământuri lăsate, sunt și prelucrate. Țăranilor din satul Curjeuț, raionul Briceni, de mult le merge faima de oameni gospodari, înzestrați cu un deosebit spirit de întreprinzător. De ani buni, curjeuțenii își câștigă pâinea din creșterea cartofilor. În 2012, la Curjeuț, a avut loc prima ediție a Festivalului Cartofului, eveniment pe care primăria l-a organizat împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Este o primă experiență a Agenției de Dezvoltare Regională Nord de a veni în lucrul său și cu alt tip de activități, după ce câțiva ani la rând s-au ocupat mai mult de proiecte de infrastructură, așa cum fără investiții în acest domeniu nu există dezvoltare la nivel local. Dacă vorbim despre Agenția de Dezvoltare Regională, avem un proiect care e regional, drumul care leagă raionul Briceni, raionul Edeneț, de la Târnova, Trinca, Corjeuț, Bălăsănești spre Lipcani. Aș spune că avem o colaborare fructuoasă, fiindcă drumul s-a aflat într-o stare, se poate de spus, deplorabilă. Legătura între satul Trinca și Corjeuț era practic imposibil de circulat. Poate mai finanța și europenii, că nu vedem că facem și noi ceva drumuri bune. În paralel cu implementarea proiectelor de dezvoltare regională, pentru care au fost investite sume importante până în prezent, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a desfășurat un șir de activități ce au rezultat în actualizarea strategiei de dezvoltare regională Nord. Am avut, în primul rând, consultanța și susținerea Ministerului Mediului și a Dezvoltării Regionale din Letonia. Avem o colaborare foarte strânsă, încă în 2010 am încheiat un acord de colaborare. Ne-au ales regiunea din Nord să ne susțină în actualizarea strategiei și în dezvoltarea regiunii. Strategia de dezvoltare regională este bazată pe politicile naționale și cele europene. Principalele priorități ale strategiei implementate de către ADR Nord prevăd reabilitarea infrastructurii fizice, susținerea business-ului mic și mijlociu, turismul și proiectele de mediu. Noi încercăm să promovăm potențialul regional și să atragem investiții, să creăm relații de parteneriate regionale, naționale, internaționale, cu tot cu același scop ca să dezvoltăm unele sectoare, ce ține de sectorul economic, social sau altele. Nordul are un potențial enorm. Eu aș da numai două exemple, ce înseamnă pădurea domnească, ce înseamnă lacul de acumulare Costești Stânca, nu mai vorbesc cu de Soroca, deci cetatea. Avem ce arăta. Sunt locuri foarte pitorești, locuri frumoase care nu le cunosc oamenii. Eu sunt ferm convins că noi în timpul apropiat am să tragem atenție mai mult și ramurile respective care este turismul. Comparativ cu alte regiuni din Republica Moldova, regiunea de dezvoltare Nord are o serie de avantaje pentru dezvoltarea și atragerea investițiilor străine. În prezent, prin intermediul donatorilor străini, există posibilitatea atragerii a milioane de dolari și euro în dezvoltarea infrastructurii noastre. Doar că este necesară organizarea corectă a colaborării cu comunitatea internațională și formularea unor cerințe concrete și argumentate. Cum noi ne prezentăm acum, așa roade o să avem pe urmă. Și atunci noi avem ateliere de lucru unde dezvoltăm concepte de proiecte pe trei priorități. Asta este managementul deșeurilor solide, asigurarea cu apă, aprovizionarea cu apă și canalizare și pe eficiență energetică. Construcția și repararea drumurilor naționale, asigurarea cu apă potabilă, edificarea unor obiecte sociale de importanță vitală, reprezintă doar vârful icebergului care întruchipează planurile cu privire la dezvoltarea regională. O problemă care este pentru toți primarii, ne ciocnim cu o calitate foarte proastă a proiectelor, aici este vina noastră a tuturor. Cred eu că noi, ca minister responsabil de dezvoltare regională, ar trebui să ne implicăm în susținerea aplicanților, în scrierea proiectelor și în depistarea în comun a problemelor care au impact regional. Mecanismul de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională este destul de pretențios, însă odată ce actorii dezvoltării regionale se vor obișnui cu el, se estimează că se va contribui eficient la impulsionarea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, reducerea șomajului și, nu în cele din urmă, la o îmbunătățire a nivelului de trai. Sunt cerințe care, într-adevăr, trebuie să le facem, să fie pus la timp și la locul lor. Și poate în considerare de mai apar probleme.
Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regională contribuie la creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Sumele importante investite în proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii turistice și a sistemelor de management a deșeurilor, ajută semnificativ regiunile țării noastre să facă pași mari spre Europa, acolo unde, ca și la nordul Republicii Moldova, omul gospodar se cunoaște de la poartă.